Petrol și Oțel Galați, un meci care se anunță a fi deosebit de interesant, între două echipe care, e adevărat, sunt în părți diferite ale clasamentului. Petrolul este în partea de sus, având 12 puncte, în timp ce Oțelul este pe poziția 13-a, și joacă tot cu 4 pe spate, cu 2 acolo în flancul drept. Hai să vedem această minge periculoasă în careu, reține însă portarul Durbozoan. Jair cu o pasă foarte bună. Echipă care dacă îți marchează poate să facă mari probleme până la final. Aici e pericol, centrarea de pe partea dreaptă a lui Masiel. Penalti arată Sebastian Corțescu, a fost faultat Cisotti de portarul Zima care scăpase mingea. Așa am avut senzația cel puțin că arată punctul de la 11 metri. Încă o dată centrarea lui Masiel. Nu-l vedem aici pe Colțescu. Mingea nu depășise linia porții. Cisotti pare că și agață singur piciorul de portar. Totti. Al doilea penalti pe care îl execută în această ediție de campionat. Cisotti trage și apără acolo. Excelent Zima. Faza se încheie abia acum. Bucurie enormă. Hanca mai are un pic și explodează de entuziasm aici pe stadionul Ilie Oană. Zima foarte mare, portarul ceh, reușește să îi apere penaltul lui Cisotti. S-a văzut aici că e dreptat și Cisotti putea să tragă din prima cu stângul pe reluare, dar a preferat să preia balonul și drept urmare vine Hanca și îl dă la o parte de la locul faptei, lăsate pe primele poziții. Urmează să joace în această etapă a 8-a. Încercare de pasă pe culoar și Bodișteanu sprintează spre poarta adversă. Bodișteanu așteaptă sprijin, șut și pe lângă poartă. Are o intervenție superbă din nou Luca și Zima. Bodișteanu s-a și accidentat la această fază. Iată sprintul lui Bodișteanu. Hai să dăm intervenția lui Pap. Din unghiul ăsta poate mai bine aici, da? Că nu-l ia cu piciorul drept cumva. Nu, cu stângul mai degrabă. Da, se apropie de marginea careului. Bodișteanu își face balonul pentru șut. A pasat cu călcâiul. Centrare către colțul lung. Din nou Zima cu o intervenție fantastică în fața lui Alex Pop, golgheterul Oțelului. Aproape să înscrie pentru a 5-a oară în acest sezon. Da, o acțiune din nou foarte bine legată, care l-are în prim plan pe Bodișteanu. Ce soluție bună găsește cu călcâiul ăsta. Dar și sprintul inițial a fost excelent. Apoi vine această centrare la Pop, care e un pic static. Dă de pe loc această lovitură de cap, nu are suficientă forță. Și 7 gol. Aici o fază interesantă. Petrolul poate să marcheze. Jair! E gol! Jair! Iată cum e fotbalul. Când te joci cu ocaziile. Penalti ratat, alte două foarte bune ocazii care nu s-au contabilizat pe tabelă pentru Oțelul și normal o piruetă de nervi, la nervi, făcută de Dorinel Munteanu. Altfel fază iute, foarte bine dusă la capăt de Petrol. Musi, autorul moral al golului, el este cel care a sprintat, a dus mingea până în marginea careului, iată câștigând acest duel și pasează decisiv pentru, îl vede foarte bine pe Jair, liber. Șutul brazilianul este imparabil. Duelul aerian am impresia că e pierdut de Jelev acolo în banda stângă și apoi el e un pic așa, nu știe pe unde e mingea. Se scandează numele lui Musi la Galeria Petrolului. Buni cunoscători ai fotbalului, fanii petroliști. Și-au dat și ei seama ce galat totalul din sezonul trecut. Să-l vedem pe Masiel. Masiel în centru, foarte bine, ce intervenție are Dua. Jocul continuă, a venit Cisotti, recuperează Bodișteanu, încearcă un șut plasat pe lângă bara a doua. Și din nou Zima scapă, dar este un jucător al Oțelului, cred că Pop. Este care acuză o intrare foarte tare asupra sa. Tot pe Masiel, înapoi. Acel lovit acolo este Teleș. Al doilea portughez al Oțelului, Teleș, într-adevăr. Contră și cred că din contră se accepte. Se pare că se înțeleg foarte bine Musi și Jair. Iată-i pe cei doi zburdând și pasând între ei. Musi se întoarce, șut! Oh! Ce gol ar fi ieșit dacă prindea măcar jumătatea bării să devieze balonul în plasă. Șut cu șpițul, ai văzut?
fază de toată frumusețea făcută de acest puști. Încă o dată îl simte foarte bine Jair acolo, dar iată-l pe Musi, care întoarce doi oameni, trece printre ei și apoi încearcă să finalizeze la colțul lung. Îl depășește ușor pe Lovrici, sprintând pe tânărul jucător al Petrolului, Jair. Ce pas i-a pus Musi din nou. Îl vede acolo pe Hanca, Hancareu și ratare uriaș, apără Durbozoancă și nu este 2-0. Rămâne mingea la șutul lui Lovrici. Hai să vedem încă o dată, Jair sprintează acolo, sunt 3 contra 2 practic, e spațiu pentru Jair. L-a văzut pe Hanca, cerea Lovrici mai aproape, dar Jair pentru Hanca a scos această minge. Șansă mare pentru Petrolul de a face 2-0 și se duce spre poartă. Este Alex Pop, cred, un șut destul de slab în brațele lui Zima, care nu a avut nevoie decât, nu, Teleș a fost. Masiel, iată-l, el este. Șutează din 14-15 metri, dar o face destul de slab și Zima nu poate decât să se culce ușor pe minge. Nu știu când avea de gând să-l întâmpine la... El se va duce în marginea careului pentru o eventuală recuperare. A sărit Garuti și ocazie mare, gol până la urmă, 2-0, dublă Jair. Musi acolo a trimis în primă instanță spre poartă, aproape să marcheze și el. A fost blocat, dar Jair pe fază face 2-0 în minutul 53. Asta este un gol care cred că îl va enerva în mod deosebit pe Dorinel Munteanu, pentru că e toată echipa așezată, toată lumea în mod normal e pe poziție. Fază și fixă, după o pulbuială, încasezi golul ăsta și deja Dorinel Munteanu dă indicații. L-a trimis pe Florin Axinte să cheme jucători de la încălzire. Și ne-a respins acolo cu noul intrat Jivulici. Dar și Jelev iarăși atinge mingea asta prost. Odată e deviată pe spate aici, Jelev pune piciorul, mai mult se ferește de minge, puțin o deviază. Iar Jair o atinge și el, tot delicat, dar exact cum trebuie. Foarte complicată poziția asta pentru Durbozoancă. Șutează în bară, Gigu Grozav, excepțională execuție. Aici se văd calitățile lui Gigu Grozav. Șutare, zâmbește și el. Zâmbet amar. Dar Durbozoancă era departe rău de traiectoria acestui balon. Era și căzut, cred că alul. Acum, sigur, cu oamenii veniți de pe bancă, sper să obțină egalarea. Hai să vedem pe Pop. Aici e o centrală de fața portii, gol! Un gol înscris de Masiel și se face 2-1. Foarte rapid. Iată, în loc să fie 3-0 pentru Petrolul, la bara lui Grozav de mai devreme, acum este 2-1 și deja Petrolul nu mai e sigură de victorie. Pasă decisivă de la Pop, care mai avusese o bună oportunitate în prima repriză la acea lovitură de cap. Iată-l pe Pop, va primi mingea undeva în flancul. Sunt după ce Tănasă, care tocmai intrase pe teren, reușește să recupereze, să paseze foarte bine, iar pasa asta cu exteriorul este excelentă pentru Masiel. Cred că putea să facă un pic mai multe și portarul Zima. Are poate... la o minge în 4 metri acolo ar fi trebuit să fie mai prezent. Da, știu ce să gândească Zima, eventual să iasă pe centrare. Dacă nu reușea să ajungă la minge, era gol sigur, așa măcar sperea să mai aibă o șansă. Lansarea era către Mihai Roman 2. Un stop pe piept frumos și același Masiel cu pas în lateral, ocazie pentru Oțelul, 2-2, Cisotti. Acum se purtăm din nou discuția asta cu punctele cu care s-ar mulțumi Dorinel Munteanu. Gol marcat de Cisotti, care și-a în bună măsură revanșa și pentru penaltiul ratat. Iar vina nu este a lui Lucas Zima, degeaba ne-a fost prezentat în prim plan uriașul portar ceh al Petrolului. Vina este apărării din fața sa, care s-a lăsat depășită foarte ușor. Iată ce s-a întâmplat. O lansare în stânga, Cisotti găsit liber, Pap este în centru, acolo este și Dua, acolo este și Diomande, noul intrat. Toată apărarea Petrolului s-a strâns în centru. Încă o dată pasa lui Teleș. Cisotti are tot timpul din lume să se uite la portar, să-și aleagă colțul și să-l execute. Și practic avem un meci nou, pornit de la același scor de probleme apărarea Petrolului pe final de meci.
Da, se joacă pe contre. Nu știu cui convine mai mult acest stil de joc. Aici este un șut bun, o minge care a plecat din gheata lui Hanka. Supărat. Judește foarte mult mingea ce spuiști. Aici încă o dată mingea lui Jair respinsă și apoi șutul tare al lui Hanka. A greșit Lovrici aici și a făcut mingea cadoului. Centru pentru Cisotti, din nou Teleș, Teleș în careu și îi trage în țima. Incredibil! Uriașă ocazia Oțelului de a trece pentru prima oară la conducerea acestei partide. Bine arătat și această acțiune. Foarte bună pasă. Sunt dezorganizați jucătorii Petrolului în flancul drept al apărării. Iar aici Teleș ratează dintr-o poziție foarte bună la 12 apariții. Aici e o acțiune periculoasă cu Teleș. Minge în careu, tănasă! Poziție bună. Îl incomodează și Dua. Iese bine și portarul Zima. Uluitor, Zima din nou revine la evoluțiile din prima repriză când și-a ținut echipa în meci. A avut 3 ocazii parate în fața jucătorilor Oțelului, Lucas Zima, printre care cea mai mare penaltiul